Vorbind despre tipurile de vânzători, ei s-ar împărți în câteva categorii. Na, dacă putem să le numim categorii. Influența voastră ca și vânzător asupra banilor face mare diferență dintre dacă voi sunteți la lucru atunci când vindeți sau voi trăiți făcând vânzări. Pe cercurile de influență, da, vorbim despre vânzătorii care fac venit în companie. A lor sau acele companii în care lucrează. Venitul presupune că eu astăzi merg la o întâlnire, fac lucrul pe care îl fac ca să generez venit acestei companii sau companiei mele. La parte de influență. A doua categorie de vânzători sunt cei care sunt orientați pe tranzacții. Adică pe dânsul îl interesează cât mai multe tranzacții se facă. Cec mare, cec mic, este profit sau nu, este venit sau nu, eu am făcut tranzacție, eu sunt bravo. Ăștia, dacă aici sunt directorii, cum ar veni la venit, aici sunt directorii de companie, aici sunt directorii de departamente, da, de vânzări, care sunt orientați pe tranzacții, chestii și tot așa. Ceilalți următori ar veni vânzătorii care lucrează pentru indicatori. E dat KPI-ul, trebuie să faci atâtea întâlniri, trebuie să faci atâtea cu procent de conversii, ăștia sunt un alt tip de vânzători sau atitudine față de tot ce înseamnă vânzări. Orientați foarte clar pe niște indicatori. Mai sunt și cei care sunt orientați pe acțiune. Cât mai mult sunete, cât mai multe... Ăștia sunt vânzătorii care spun, eu fac, el tot timpul este în acțiune, el tot timpul dvijenie exact, dar el e dus, el e venit, el face, eu trimit e-mail, dar eu azi atât am făcut, eu am făcut și asta și am mai fost acolo. Iată, comunicarea lor e tot timpul de genul, eu sunt ocupat. El aproape niciodată nu reușește, el mai stă și în weekend, mai stă și seara și dimineața vine prea devreme și duce prea târziu și în foarte multă acțiune, care nu neapărat... Exact, e legat cumva cu rezultatul. Dar pentru dânsul acțiune e cea mai importantă. Și mai există o ultimă categorie, cea mai gravă de altfel. Exact, cei care sunt la timp. Deci vânzătorii care fac treaba asta pentru că este orar. 8, 5, 6, 9, 6. La ora 9 el pic, intră în birou și la ora 6 pic, se aude că iese din birou. Oamenii care sunt orientați doar, bun, el probabil doar își câștigă existența acolo, el nu are nimic cu vânzările. Asta e așa ca și idee, da? Pentru că dacă s-ar putea să nu vândă, el nu o să vândă. Și mai mult decât atât, ar fi perfect ca să nu fie numărate acțiunile lui, indicatorii lui, tranzacțiile, despre venit nici mai vorbim. Iar o ultimă categorie care de fapt ar trebui să fie prima, este a așa numitor proprietari sau intraprenori vânzători. Cei care influențează direct asupra profitului și nu venitului. Profitului și nu venitului. Acum, ca și vânzător, dacă fiecare din voi, în situația în care sunteți, vindeți niște produse sau niște servicii, voi înțelegeți că există o cheltuială vis-a-vis de produsul respectiv, costului, și există un venit pe care îl aveți sau prețul prin care voi vindeți acest produs. Primul lucru pe care îl face orice vânzător, atenție, nu neapărat, nu proprietar, atunci când negociază prețul să... Exact, de reducere. Dacă eu sunt proprietar a acestor bani, a acestui segment dintre vânzare și cheltuială sau costul produsului, eu înțeleg că tot ce dau exact este din banii mei, din profit, din banii mei. Dacă un vânzător ar avea atitudinea asta prima, ca și proprietar, atunci el întotdeauna va scoate toate argumentele posibile, toate tehnicile de vânzări posibile și în ultimul rând ar începe negocierea prețului. Și nu invers cum se face de obicei.